Înscrierile la clasa pregătitoare au început în data de 29 martie și au loc până în data de 28 aprilie. În această perioadă, părinții vor completa, depune și transmite cererile tip de înscriere. Acestea vor putea fi transmise online sau depuse la școala la care se solicită înscrierea copiilor. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Colegiul Național Decebal din Deva pune la dispoziția micuților 50 de locuri în două clase cu predare în limba germană. Săptămâna trecută au început înscrierile pentru clasa pregătitoare. Oferta școlii noastre cuprinde două clase cu predare în limba germană. Am informat părinții care au copii în clasa pregătită, în grupa mare, dar pe această cale vreau să mă adresez și celorlalți părinți care doresc să-și aducă copiii la școala noastră, că o pot face. Se pot adresa secretariatului școlii prin telefon sau fizic, pot să interacționeze între orele 8 și 15 cu comisia de înscrieri în clasa pregătitoare. Documentele necesare înscrierii sunt afișate pe site-ul liceului, dar informații, așa cum vă spuneam, se pot obține și la telefon. Câte locuri sunt disponibile pentru clasa pregătitoare? Pentru clasa pregătitoare sunt disponibile 50 de locuri. Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare are loc în perioada 10-11 mai, atunci când se desfășoară procesarea de către Comisia Națională a cererilor tip de înscriere cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție. În 20 mai se va afișa în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar numărul de locuri rămase libere. Cea de-a doua etapă are loc în 21 mai, respectiv comunicarea prin afișare la unitățile de învățământ, dar și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile elaborate de inspectoratul școlar. În perioada 24-31 mai se va depune și transmite cererea tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. În 4 iunie se vor afișa listele finale, iar în perioada 1 septembrie-10 septembrie 2021 se vor soluționa cererile părinților.